fost solicitați în urmă cu aproximativ o oră jumătate, s-a răsturnat acest tir care transporta circa 250 de purcei. Pomperii au fost solicitați pentru asigurarea măsurilor de PSI să nu se întâmple o eventuală situație de urgență, respectiv un incendiu. Lucrăm în colaborare cu serviciile de la primărie pentru a reabilita acest autovehicul. Vai, vai, boșu, vai aici! Inițial am observat, așa m-am aflat despre accident, că traficul era deviat prin oraș. Ceea ce m-a făcut, mi-a dat de înțeles că ceva s-a întâmplat pe șoseaua de centură. Și am venit și am găsit aici tirul acesta răsturnat. Sunt niște șoferi unguri, mașina este ungurească. A derapat, a fugit de spate mașina și s-a ajuns la situația care se vede. Din câte am auzit, se ducea în Republica Moldova. Animale, bănuiesc că sunt foarte multe moarte, mai sunt unele vii care sunt prinse acolo. Da. Asta e cel mai dureros, țipitele animalelor care sunt prinse acolo.